Deși suntem în doiul iernii, primii ghiocei au început să răsară din pământ încă de la sfârșitul lunii ianuarie. Nu de foarte mult timp și-au făcut apariția în grădinile blocurilor din drobeta Turnu Severin, localnicii fiind bucuroși de apariția micilor vestitori ai primăverii. Prin ghiocei au apărut datorită temperaturilor foarte ridicate din această perioadă. Toată lumea știe cum arată, au frunzele verzi și liniare, floarea lor este albă și seamănă cu un clopoțel, iar mirosul este unul foarte plăcut. La noi ghiocei semnifică speranță, prietenie, inocență și puritate. De asemenea, se spune că grădina este ferită de bol dacă în ea sunt plantați mici vesitorei primăverii. Temperaturile neobișnuite de mari din această iarnă au dus la apariția ghioceilor chiar la sfârșitul lunii ianuarie. Numiți și vestitorii primăverii, în turnul Severin și-au făcut deja apariția. Cercetătorii spun că nu este nimic și din comun ca florile să apară așa de vreme, mai ales pentru simplu fapt că sunt rezistenți la frig și pot supraviețui și la oscilații de temperatură. Gincășia și puritatea acestora a fost un motiv de inspirație pentru mulți poeți.